A fost odată o echipă de fotbal din România care a ajuns, ca niciodată, sus pe culmi, chiar în vârful performanței, fiind încununată cu laurii celui mai râvnit trofeu european, Cupa Campionilor. I s-a spus supersteaua Europei, iar noi nu vom înceta mulți ani de acum înainte să-i cântăm izbânda și să-i lăudăm pe eroii acelei povești adevărate care ne-au făcut mândri de a fi români. Acestei echipe, jucătorilor și antrenorilor ei, le dedicăm ediția de azi a emisiunii, fiind înscriși la cuvânt câțiva dintre cei mai reprezentativi fotbaliști campioni ai Europei în mai 86. Sunt doar 5 întrebări la care ei vor răspunde, desigur dintr-o mie posibile, dar veți afla, ca de fiecare dată, o mulțime de lucruri interesante. Așadar, să începem! Era chiar în timpul meciului cu Barcelona, după cele 90 de minute. Am văzut în acel moment că am înregistrat 90 de minute, practic n-au avut ocazii foarte mari, iar noi, pe cum timpul trecea, am prins tot mai mult curaj și am zis că dacă vom reuși pe un contraatac să înscriem un gol, Barcelona poate fi învins. A fost un moment în meciul cu Anderlechtul, 3-0 pe Ghencea. Atunci am simțit că echipa a ajuns la o experiență și la o maturitate fotbalistică, încât putem să atacăm chiar și trofeul cel mai frumos din Europa, Cupa Campionilor. Înainte de meci, sincer, mie mi-era greu să cred că o să putem să câștigăm în Spania contra Barcelona. Era foarte greu de crezut. Chiar îi spuneam și lui Belodedici înainte de a pleca în cameră. Dacă o să scăpăm cu minim 3 goluri, zic, până la urmă, asta e, am ajuns până aici. Barcelona era o echipă în formă, era o echipă mare și în afară de asta l-a jucat acasă totuși. După ce am învins cu 3-0, în manieră categorică, Anderlecht-ul, atunci cu toții am crezut că putem să învingem și Barcelona. În momentul în care s-a ajuns la penalti și când spun acest lucru, mă bazam pe faptul că știam că Ducadam este un portar foarte bun de penalti, exersa foarte mult și chiar și noi aveam în componența echipei jucători care executau foarte bine loviturile de pedeapsă. De când am fost copil și am jucat fotbal, sigur că am sperat să ajung la o echipă. Orice copil din județul Arad visa să joace la UTA. UTA era o legendă, era un nume. Și în momentul când am ajuns la UTA, sigur că îmi doream să ajung la echipa națională. Dar în toată această perioadă am avut un vis, o dorință, să ajung într-o finală în care soarta acelei partide să se hotărească la penalti. Și eu să fiu eroul acelei partide. Sigur că în momentul în care s-a terminat jocul, practic pentru Steaua era o performanță. 120 de minute cu Barcelona la Sevilla era o performanță. Și atunci mi-am zis, acum e șansa ta. O valorifici sau nu? Eu cred că acum, dacă ar mai fi să mai execut toată un penalti într-o asemenea finală, la o asemenea încărcătură, având în vedere faptul că primii jucători care au executat cei 4, 2 de la Barcelona și 2 de la noi din echipă au ratat, eu cred că nu aș mai face. Dar a fost acea nebunie a tinereții, faptul că nu ne-am gândit niciodată ce putea însemna pentru echipă și implicit pentru țară, pentru sportul românesc, să ratez un penalti și cred că în ziua de astăzi poate nu se mai vorbea atât de, dacă nu reușeam acest lucru, nu se mai vorbea atât de această echipă din 86. Se vorbea poate de o finalistă, Steaua 86 și cam atât. Odată ce s-au terminat cele 120 de minute de joc, am simțit așa o liniște sufletească. Chiar am simțit-o, chiar dacă eram obosit, oboseala fizică era mare, însă simțeam așa o liniște pentru că am terminat cu fruntea sus acel meci în fața lui Barcelona.
Și atunci eram relaxat și poate relaxarea asta m-a făcut să mă ofer să execut penaltii. Probabil acelea trebuie să fie 9 minute al lui Ducada. Au ratat doi înainte și faptul că au ratat mai mult m-a relaxat pe mine. Pentru că dacă a ratat Majaru și a ratat Bălăni, cei care executau cel mai bine lovituri de pedeapsă de la noi, de la Steaua, zic, acum dacă o să ratez și eu nu o să-mi spună nimeni nimic. Și asta am simțit când am mers la mingea. Toată încrederea asta, în momentul când am așezat mingea pe punctul de 11 metri, a început să cam dispară, a început să-mi tremure ușor genunchii. Și mă gândeam, zic, am ajuns aici, oricum nu mai puteam să dau înapoi. M-am concentrat să dau cât mai aproape de colț și cât mai tare să lovesc mingea, ca să nu aibă timp portarul să... După ce s-a terminat jocul, nu știam că s-a terminat. Nu știam, primul care mi-a sărit în brațe a fost Loții Bălănii, care a spus, am câștigat cupa. Dar zic, cum, că parcă mai trebuie să tragă cineva. A trebuit să treacă mult timp să realizez ce mare performanță a făcut Steaua în acea seară. Mulți factori. În primul rând, să nu uităm că Steaua cu ani în urmă, înainte de a câștiga Cupa Campionilor Europene, a fost tot așa într-o perioadă de mari căutări. Au fost câțiva ani în care s-au perindat, cred că peste 100 de jucători pe la Steaua. Apoi, după venirea lui Ion Alexandrescu la club, care un om extraordinar de fotbal, cu un ochi extraordinar, a știut să aleagă totdeauna jucătorii potriviți pentru posturile potrivite, s-a organizat foarte bine clubul. Bine, la noi exista o disciplină clară, care întotdeauna a fost la Steaua. Armata, se știe că e o instituție cu disciplină de fier. Din momentul venirii lui Ion Alexandrescu, apoi după ce a venit și domnul Ienei, a început să se formeze familia Steaua. A fost acea selecție care a durat mai bine de 4 ani de zile, în care părerile sunt împărțite. Unii spun că este meritul lui Halagian, alții spun că e meritul lui Ienei. Eu spun că cel mai mare merit este al lui Ion Alexandrescu. A fost tartor, cum a spune. Sigur că mai târziu, prin 85, a venit și Valentin alături de noi. Am avut o relație specială cu toți jucătorii de la Steaua. E adevărat că m-am apropiat, cel puțin în primele momente, de cei mai în vârstă și mai cu experiență. Loții, Tudorel și Pițurcă. Ei și formau un trio de jucători mai vechi și mai experimentați la Steaua. Cu Loții am avut foarte multe discuții și încercând să înțeleg cum funcționează jucătorii de fotbal. Și chiar îmi aduc aminte că îmi spunea la un moment dat să mă avertizeze: nu aveți încredere că noi suntem bandiți. Și eu i-am spus, poate că eu sunt un bandit mai mare decât voi. Ce vreau să spun, dacă glumești cu cineva, dacă suferi și te bucuri cu cineva, nu poți să fii decât prieten. Și asta am avut noi la Steaua. Am avut un noroc fantastic, l-am cooptat în conducere pe Valentin Ceaușescu, care de fapt n-a avut nicio funcție la echipă, dar el a fost platoșa aceea care ne-a apărat față de cei de la minister. Trebuie să recunoaștem, în acea perioadă la clubul Steaua nu ducea în lipsă de nimic. În al doilea rând, sau poate trebuia să încep cu asta, valoarea jucătorilor, un lot de jucători foarte valoros. Faptul că perioada în care am jucat împreună am reușit să alcătuim practic o familie. În 82, când am venit, au venit 80 jucători. Au mai plecat 3-4, însă pe anul următor au venit alți jucători, cum ar fi Bumbescu, Bărbulescu, Bălăni. Și iată că s-a format acest grup formidabil, acel 11, fiindcă, deci, de fapt, eram 12-13 jucători care jucam în majoritatea jocurilor. Și s-a format acest grup, această echipă extraordinară. Exista o coeziune formidabilă între noi, jucători foarte tehnici,
cu un joc debordant, din foarte puține atingeri, exact, și atunci orice echipă, orice club mare era pus în dificultate de acest joc formidabil al nostru. Ne așteptam să fim primiți frumos la București, dar nici prin visele noastre frumoase n-a trecut să fie acolo adunați la Otopeni peste 15.000 de oameni. În momentul în care am ieșit pe balustradă, acolo unde în fața aeroportului, am văzut o mare de oameni, nu știu cât, cred că erau peste 10.000 de oameni strânși acolo în fața aeroportului, se înghesuiau. Parcă erau niște valuri ale mării, așa, adică că era noapte, era întuneric și doar așa vedeam ca niște valuri ale mării, așa, în mulțimea aceasta de oameni. În momentul ăla, sincer, mi-au dat lacrimile, nu venea să cred că putem să fim atât de adulați, chiar dacă eram campioni europeni, dar totuși să vezi oamenii aceia care au venit și au stat ore întregi că te-au așteptat și... Au fost foarte mulți care au venit pe jos din București până la Otopeni. Asta ne-a și puțin, pe mine cel puțin, m-a mișcat, că totuși lumea iubește așa de mult fotbalul, nu neapărat Steaua, dar iubesc acest sport fantastic care azi nu mai este fotbal, nu mai este sport, ci este un comerț. Au fost unele dintre puținele momente, poate, în care lumea a ieșit din casă de plăcere și venind la aeroport să întâmpine o echipă care și-a făcut datoria față de club. Erau, se uitau, deci noi eram undeva sus, ei erau jos. Da, și se uitau la noi și toți ne-ar fi vrut să fim în mijlocul lor. În momentul ăla n-am știut ce să facem, eu la un moment dat mi-am scos cravata, m-a aruncat cravata, Belodedici și-a scos pardisiu, și-a aruncat pardisiu. Fiecare a aruncat ce a putut să rămână și o amintire. A fost superb. Perioada aceea cât am avut șansă să fiu la Steaua București, am dat nu clubului, ci toate mișcării sportive, la toată țara am dat ceva prin care ei toți s-au simțit valorizați pe undeva. Am dat mândrie lor. A fost o mândrie pentru românul din Ardeal sau din Moldova sau din Oltenia să spună noi am câștigat ceva. Ceea ce n-a făcut nimeni până atunci. Știți, când realizezi ceva măreț, nu-ți dai seama în momentul ăla. Pe urmă, pe zi ce trece, îți dai seama. Deci pe 7 mai s-a câștigat Cupa Campionilor și pe 12 am fost invitați la Palatul Regal. Acolo ne-a invitat Toașu Ceaușescu, unde toți ne-am dus în costum de prezentare. Toți miniștrii erau acolo, s-a dat, mă rog, nici nu mai știu, eroul muncii socialiste sau nu știu ce distinție mi s-a dat. Ceaușescu a vorbit câte ceva. Sportul trebuie să rămână întotdeauna o preocupare de seamă a tineretului, a poporului nostru, ca o parte a întregii activități de construcție socialiste, de făurire a unei lumi în care omul e pe deplin stăpân pe destinele sale și își făurește în mod conștient propriul său viitor, liber și independent. Multă sănătate și fericire, dragi. Sigur, eu fiind antrenor, sigur că Nicolae Ceaușescu m-a chemat pe mine la dânsul și mi-a spus o chestiune, m-a felicitat în primul rând, a spus vă felicit, așa mai departe, dar zice, am o observație. De ce a trebuit să jucați și prelungire? De ce n-ați bătut în 90 de minute, că era mai economic? Deci asta a fost. Noi
am rămas aceiași oameni, modești, cu picioarele pe pământ și am încercat și eu zic că în continuare am reușit să obținem rezultate bune și să facem performanță cu echipa care am avut-o. Eram jucători care, practic, unii dintre noi veneam de la echipe mai mici, necunoscuți și într-o scurtă perioadă de timp am reușit să ajungem la performanța cuceririi Cupei Campionilor. Viața și-a continuat cursul, însă sigur că eram mult mai respectați. Țin minte când mergeam cu Steaua, mii de oameni ne așteptau la hotel. Nu scăpam de ei, eram foarte iubiți și Steaua a rămas în continuare și în zilele noastre. În momentul ăsta foarte, foarte iubită, dar numai cu acele performanțe extraordinare, fiindcă Steaua în acea perioadă a dominat 3-4 ani la rând fotbalul din Europa. Am mai jucat încă o finală, am mai jucat încă o semifinală, n-a fost totul întâmplător. Viața mea a fost la fel în continuare. În primul rând, știți cum erau timpurile pe atunci. Nu puteam să facem mare lucru. Sigur că poate era un moment pentru noi să fi ieșit din țară, să fi ajuns la cluburile mari, pentru că atunci am fi avut oferte de la toate cluburile mari din Europa. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Noi ne-am dus viața în continuare la fel cum am dus-o și până atunci. Nu cred că, din contră, faptul că am câștigat Cupa Campionilor ne-a dat și mai multă încredere. Am început să jucăm un campionat perfect aproape. Am avut câțiva ani fără înfrângere. Am marcat peste 100 de goluri la un moment dat. Deci, practic, nu mai aveam adversari în România. Acum, dacă mă gândesc înapoi, s-a schimbat. Dar nu esențial, aș putea spune. S-a schimbat pentru că am devenit dintr-o dată foarte cunoscut. Cu toate că am fost cunoscut și înainte. Jucasem la echipa națională, jucasem la UTA ani de zile. Eram cunoscut ca fotbalist în România. Dar acea șansă a mea de a apăra 4 penaltiuri m-a făcut practic cunoscut în toată lumea. Sigur, atunci, dacă eram băiat isteț, puteam profita de această celebritate, aș putea chiar să o spun. Dar eu m-am bucurat și atâta tot. Nu m-a marcat prea mult, doar că am avut această bucurie fantastică de a fi câștigător al Cupei Campionilor. Schimbarea în viața mea a fost că, deși nu am vrut să mă duc la echipa națională, am fost obligat să umblu la echipa națională și spre bucuria mea, din 86 până în 90 am reușit ca împreună cu acești jucători și de la Steaua să ne calificăm pentru 90 Italia. Ca bani! Sigur că banii au fost mai mulți după câștigarea pe campionilor, prin mașinile acelea pe care le-am primit de teren și pe care le-am vândut. Însă, în perioada respectivă, nu prea aveai ce să faci cu banii mulți. Pentru că case nu puteai să cumperi, nu prea aveai voie să cumperi, mașini străine frumoase nu aveai, nu existau, nu se putea aduce în România. Iar noi nu cheltuiam pe distracții foarte mulți bani. I-am pus undeva la un cec care acolo au rămas și după Revoluție s-au devalorizat și s-au pierdut toți banii. Normal că în urma unei asemenea performanțe și din punct de vedere material, poți să o duci foarte bine și eu zic că în acele timpuri am fost recompensați foarte bine față de performanța care am obținut. Știm cu toții care era realitatea atunci, aveam foarte mulți bani, lei, nici nu le știam numărul, nici nu știam pe unde aveam acești bani, nu aveam ce face cu ei, nu puteai să-ți permiți să duci o viață de asta, să-ți cumperi, că nici nu puteai. Deci, fotbal, fotbal și iar fotbal. Pe plan material, cum am spus, în acea perioadă puteam profita. Chiar după aia puteam profita până în 90. Eram cunoscut oriunde intram, în orice fabrică, puteam să-mi iau televizor, frigider sau asta. Dar eu am fost un băiat crescut la țară și nu mi-e rușine, de aici, din Semlac. N-am știut să profit. Alții au știut. Da, nu-mi pare rău. Asta a fost, viața merge înainte, sunt mulțumit sufletește și dacă ești mulțumit sufletește și ai sănătate, trebuie să mulțumești lui Dumnezeu că e bine. Pe timpul acela nu puteam să vorbim de
o situație materială mai mare decât în toată țara exista. Poate noi eram cu o salarizare peste mediu. Așa? Ce puteai să ai atunci? Un apartament în bloc, o mașină după o aprobare pe care l-ai primit de la Ministerul Apărării Naționale. Adevărat treaba asta. Dar mai mult de atât, ce putem să avem? Deci chiar după câștigarea Cupei Campionilor a rămas doar o satisfacție fantastică, că am reușit să câștigăm. Deci infinit acum să câștigă mai mult, chiar dacă câștigi doar cam. Să nu spui nu niciodată. În momentul ăsta pot să spun că este foarte greu, foarte dificil. Ar trebui ca țara noastră să fie una cu un nivel de trai ridicat, să fie foarte mulți oameni cu bani mulți, să poți să aduci jucători. Vedem cluburile mari, aduc jucători din toată lumea, cei mai, e foarte greu să te bați cu astfel de cluburi, dar se poate întâmpla, cum s-a întâmplat atunci, și noi Steaua am câștigat Cupa Campionilor cu jucători numai din țara noastră, să vină o generație foarte talentată, un om cu bani ca să poată să-și permită să aducă acești jucători la club. Se poate întâmpla și acest lucru. Eu cred tot timpul. E și normal, sunt om de fotbal, sunt antrenor echipei naționale și sunt dator să cred în acest lucru. Eu cred că nu o să mai poată câștiga niciodată o echipă românească Cupa Campionilor sau Champions League, cum se spune acum. Nu că n-am reușit poate în viitor să... Adică n-am reușit să renască o altă echipă cum a fost Steaua. Dar acum e mult mai greu să ajungi în fazele superioare. Deja sunt echipe foarte mari care au investit foarte mult, deja sunt foarte mulți bani. Cei mai mari jucători din lume se duc să joace la acele echipe și e foarte greu să poți să te confrunți cu ei. Din păcate, cu durere în suflet spun treaba asta, nu avem deocamdată, sper, spun deocamdată, că tot sper, de 10 ani tot spun infrastructură. Terenuri pentru copii, condiții mai umane. Sigur că, cum v-am spus, pământul românesc este extrem de fertil și pe orice miriște mai iese câte o floare, cum a fost Hagi, cum au fost jucătorii acei care au câștigat Cupa Campionilor. Pentru că, și aici vreau să revin la o chestiune, meritul mare al Stelei a fost că am câștigat numai cu jucători autohtoni. Părerea mea că este teoretic, sau mai bine zis, practic, este imposibil. Este imposibil pentru două motive, să zicem. Una, investitorii care au bani și pot să investească în fotbal, n-au răbdare să construiască o echipă atât de puternică. Iar în al doilea rând, nu cred că vom avea un investitor atât de puternic care să poată să facă o echipă. Ne uităm numai departe de Milan, Chelsea, în România la ora asta. Patronii, din păcate, trebuie să spun treaba asta, ei doresc ca azi să bage un ban și mâine să scoată 3 bani. Vor doar să apară la televiziune, să fie cât mai cunoscut, iar echipa să facă rezultate. Dar nu spun că nu se poate numai... Nu banul face valoarea, ci valoarea face banul. Dar trebuie să inițiezi, în primul rând, să bagi niște bani, iar după aceea valoarea îți se recompensează pe tine, pe banii pe care i-ai băgat. Noi vrem performanțele Stelei, dar practic baza noastră materială, baza noastră terenuri, tot ce... Noi la ora actuală intrăm în Liga Campionilor, dar practic n-avem unde juca. Și cred că spun tot. La ce fotbal se joacă în ziua de azi, la echipele care sunt angrenate în Champions League, eu cred că performanța echipei Steaua va fi unică.